Sările din Uniunea Europeană ar trebui să-și reducă numărul de bovine pentru a atinge obiectivele în ceea ce privește emisiile de metan, arată un studiu recent. Conform agrointel.ro, Uniunea Europeană va avea dificultăți în a-și atinge obiectivele de reducere a emisiilor de metan dacă nu reduce și. Telul în regiune, arată cercetarea publicată marți 14 iunie, după cum a transmis Bloomberg citat de agerpress.ro. Pe de altă parte, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din agricultură rămâne un subiect tabu în Europa, unde guvernele preferă să se concentreze pe reducerea scurgerilor de metan din producția de combustibil fosili sau deșeuri, arată studiul. Creșterea animalelor, în special a bovinelor, este responsabilă pentru aproximativ Jumătate din amprenta de mediu a sectorului agricol. Agricultura reprezintă călcâiul lui Ahile pentru strategia Europei în domeniul metanului. Emisiile de metan ale fermelor din Uniunea Europeană sunt echivalente cu emisiile totale pentru 50 de termocentrale pe cărbune, și cu toate acestea, politicile care ar duce la reduceri semnificative prin încurajarea tranziției la diete mai sănătoase cu mai puține carne și lactate, sunt complet absente din planurile Uniunii Europene, susține directorul de campanie la Changing markets. Dieta oamenilor bazată pe mai puțină carne ar reduce emisiile de metan cu 30-38% până în 2030. Actualul scenariu de tip business as usual, emisiile de metan ale bovinelor ar urma să scadă cu mai puțin de 4% până în 2030, însă o trecere la o dietă care să conțină mai puțină carne ar duce la o reducere de 30-38%, arată studiile. Cu toate acestea, reglementările anunțate anul trecut de Uniunea Europeană privind reducerea emisiilor de metan, au lăsat deoparte sectorul agricol optând să se concentreze pe emisiile de metan realizate în urma producției de petrol și gaze, relatează agrointel.ro.